Creșa 2 a dat startul, dar odată cu Creșa 2 toate unitățile de învățământ din oraș au pornit într-o cursă contra cronometru pentru dotarea modernă cu mobilier, cu echipamente de ultimă generație și cu tot ceea ce este necesar pentru ca procesul educativ, instructiv din unitățile școlare din Cernavodă să se desfășoare în condiții foarte bune. E dorința domnului primar ca până la sfârșitul acestui an toate unitățile școlare să fie în acest program. Am reușit colectivul primăriei, în frunte cu domnul primar Negoiță, am reușit să depunem la Ministerul Dezvoltării Regionale proiectele necesare pentru reabilitarea creșei numărul 1, a grădinițelor 2, 3 și 4 și de asemenea un proiect foarte important este de fapt o dezvoltare a orașului într-o zonă foarte frumoasă și care va permite construirea de locuințe pentru tineri, atragerea de familii noi în Cernavodă și condiții cât mai bune de locuit pentru cei care își construiesc aceste locuințe individuale. Surprize pe care le pregătim cernavodenilor și sunt convins că domnul primar Negoiță, așa cum știu, nu se va lăsa până nu le va vedea realizate. Hai! Hai, edu-ți-ne pasul! Hai, edu-ți-ne pasul! Hai, edu-ți-ne pasul! Are ceva ani de când funcționează creșa, nu? Da, cred că 22 de ani cam așa are creșa, vechime. Noi, ca în toate unitățile de învățământ și grădinițe, anul ăsta am investit și în creșa 2 și în grădinița 4 și am creat condiții și creăm condiții cât mai bune pentru copii și pentru elevi. Văd că și părinții sunt mulțumiți și le mulțumim că au încredere în noi se simțea nevoia schimbării. Chiar când a început renovarea, cineva spunea, domnule, schimbăm și ușile. Domnule, schimba și ușile. Erau uși de 20 de ani vechime. Deci, bineînțeles, tot ce s-a putut schimba și tot ce s-a putut face, băile, pătuțurile, parchetul, absolut toate s-au schimbat și sperăm că și la anul vom continua cu investițiile la celelalte, dacă mai e ceva de făcut. De exemplu, creșa 4 mai e de investit. Dar noi accesăm și fonduri guvernamentale și cu fondurile noastre. Noi sperăm ca sistemul de învățământ să-l facem super în Cernavodă. Am avut o firmă care în două luni de zile a terminat absolut tot. Deci deci au intrat cu forțe mari și au terminat repede lucrarea în vacanța de vară, da. Deci nu a fost deranjul foarte... Nu. Deci a fost în vacanță, s-au mișcat foarte repede. A fost un întreg șantier, păcat că nu n-a făcut poze atunci să vă arătă, mai era dezastru, da. Deci în două luni de zile, arată bine, da. A costat mult? Nici nu mai contează cât a costat, dar nu foarte mult. Bineînțeles că s-a făcut cu o licitație. Știți cum e acum bătaia mare pe fonduri și pe bani. Cine a venit cu prețul cel mai mic, acela a câștigat. Deci nu s-a făcut încredințare directă. Deci urmează încă o creșă, ați spus. Urmează încă o creșă, creșa numărul 4, care tot așa cu fonduri guvernamentale vrem să... Nu, acesta a fost cu fonduri proprii, acela vrem cu fonduri guvernamentale să-l facem. Dacă nu, vom face cu fonduri proprii, la anul, în vacanța următoare, bineînțeles. Câți copii sunt aici? În creșa noastră, în instituția noastră, că suntem două instituții într-o unitate, suntem 21 de copii. Nici mari. Între 1 și 3 ani. De câți ani sunteți dumneavoastră aici? Asta este al treilea an. Se simțea nevoia modernizării? Bineînțeles că se simțea. E adevărat, chiar era necesar și nevoie de o schimbare de genul acesta. Și ne bucurăm în sensul acesta. Ce s-a schimbat? S-au schimbat începând de la dulăpioare, jucării, parchet, geamuri, uși. Da, destul de multe pentru început. E
altfel acum? Arată bine? E altceva. Sunt culori, sunt... Înainte erau un fel de gri, ca să spun așa. Acum chiar sunt colorate, sunt culori, copiii sunt atrași altfel de, de jucării, de dulapuri. E altceva. Cum e programul de funcționare? Programul de funcționare al creșei este de la 6 dimineața la 6 seara. Da, vin părinții, sunt fericiți, sunt bucuroși, sunt cu emoții și ei, pentru început, care sunt la început, înscriși în primul an și după aia e destul de, din ce în ce mai bine, ca să spun așa. E greu cu prichindei? Dacă îți place, nu. Mie una face plăcere să vin, mă simt în largul meu cu ei, având în vedere că îmi plac copiii.